Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Pentru mine este o bucurie să pot să revin la Sibiu. Mă leagă câteva amintiri foarte frumoase de orașul acesta. E mult lăudat, dar prin harul lui Dumnezeu locuiesc într-un oraș care e de asemenea foarte mult lăudat, și anume Oradea. Este un lucru comun. Am fost timp de 2 ani de zile aici la un curs de masterat și am rămas pur și simplu legat cu foarte multe amintiri de orașul ăsta frumos, cu atât de multe locuri istorice. De asemenea, e o bucurie ca să pot să revăd doi oameni pe care îi apreciez în Hristos foarte mult, fratele Iosif și fratele Nelubrie. Acum, eu sunt născut într-un sat între cam cele două sate, așa, Ferice și Valea de Jos, eu sunt din Brădet. Sunt dintr-o generație mai tânără, și sunt într-un fel un bihorean atipic, așa că vă rog să vă obișnuiți puțin cu mine în seara asta. Mă cheamă și Dorel. Asta în România, știți dumneavoastră. Partea bună este că, de regulă, când te prezinți și spui că te cheamă Dorel, oamenii nu prea au mari așteptări. Și dacă e o surpriză plăcută, e și mai bine. Eu îmi doresc în această seară ca, dincolo de nume, dincolo de context, mă rog din toată inima, Cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. Și mă rog ca Bunul Dumnezeu să mântuiască în seara aceasta, să elibereze și să deschidă noi capitole în viețile oamenilor. Să deschidem Cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, capitolul 7, începând cu versetul 36, pagina în Sfintele Scripturi, 996. Evanghelia după Luca, capitolul 7, începând cu versetul 36. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, Simone, am să spun ceva. Spune învățătorule, i-a răspuns el, un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc că acelui a căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Acum, dragii mei, încă nu o să vă rog să mergeți în pace, ci o să vă rog din toată inima să vă reașezați în pace. Una dintre primele lecții pe care le-am învățat la istoria românilor este că noi suntem un popor special. Toate popoarele speciale în felul lor, dar românii sunt mai special puțin.
Și unul dintre lucrurile care ne face pe noi special este faptul că suntem o insulă de latinitate într-o mare de popoare slave. Asta e definiția clasică a poporului român. Și cumva particularitatea asta pe noi ne face să fim mai speciali. Suntem latini. Cineva spunea că suntem români și că asta ne ocupă tot timpul. Acum, a fi latin, să știți că are câteva caracteristici distinctive. Unul dintre ele este, cel puțin eu l-am constatat, nu pretind că sunt sociolog sau că am mari studii în domeniu, dar pot să constat ca orice român. Și anume faptul că latinii, și în special românii, sunt genul de oameni care se entuziasmează foarte repede. Alminteri, există un scriitor francez, tot latin și el, Stendhal, care a zis așa: nu-ți fă iluzii ca să nu ai deziluzii. Nu-ți fă iluzii ca să nu ai deziluzii. Dați-mi voie să fac o scurtă radiografie, doar scurtă, cu mențiunea clară că sunt apolitic. În 1989, pe 25 decembrie, țin minte, aveam vreo 5 ani și ceva, un vecin de-al meu din sat avea un radio portabil și asculta în direct Revoluția Română. Și la un moment dat, dacă vă aduceți aminte, s-a scandat undeva în Piața Revoluției, în București, și nu numai, în toate orașele mari din România, următoarea frază: ole, ole, Ceaușescu nu mai e. Și pentru că el nu mai era, am crezut că o să vină o perioadă pe care românii și-au imaginat-o total diferit. A fost foarte mult entuziasm. Țin minte o scenă pe care, încă o dată, spun, n-o s-o niciodată, doi vecini de-a mei care nu se înțelegeau bine, de bucurie, de entuziasmul ăla, efectiv s-au îmbrățișat fără să vrea. Se întâmplă. Entuziasmul și euforia creează astfel de momente. Și vă aduceți aminte cât de euforici am fost în primele zile de după decembrie 1989. Până când a venit un val de mineriad, așa, o prima și a doua, și deja entuziasmul s-o cam stins. În fine, a fost un alt moment de referință, în sensul ăsta cu mult, mult entuziasm. În 1996 a venit un intelectual care ne-a promis, țin minte și acum, dacă vrei schimbarea în bine, cheia e acum la tine. Erau 10.000 de specialiști potriviți, nu i-au văzut nimeni, dar erau 10.000 promiși. Și ni s-a promis atunci ceva în genul că România în 2, 3, 4 ani de zile într-un ciclu o să fie transformată, o să fie un fel de Elveția a Estului Europei. În 1998 România, din punct de vedere economic, a fost la un pas de faliment economic. Bulgarii, vecinii noștri de la sud, chiar au reușit performanța asta. Ei, și a fost din nou după mari, mari iluzii. A fost un val de dezamăgire, trebuie să recunoaștem. Ei, un alt moment, așa post-decembrist, pe care l-am trăit din plin, că deja am mai crescut, a fost în 2004. Eram la Institut la București, eram în primele săptămâni acolo și a fost finala prezidențială. Unul dintre candidați, nu-i dăm numele, dar poate că unii îl cunoașteți, ne-a promis următorul lucru: să trăiți bine. Eram student, abia mi-au ajuns banii să ajung la București. Și când am auzit că pot să trăiesc bine, țin minte că am stat 6 ore în aeroportul Otopeni, nu aveam flotant pe București și m-am dus să votez. Erau 1.000 de oameni în aeroportul Otopeni. A fost un asemenea val de entuziasm pe care nu o să lui niciodată. A fost așa o emulație extraordinară. Dragii mei, după iluzii, oamenii trăiesc uneori și deziluzii. Eu cred că, dragii mei, mai mult este faptul că noi ne creăm prea mari așteptări. Acum nu o să insist prea mult că sunt la Sibiu, dar în 2014 ni s-a promis din nou un fel de România lucrului bine făcut. Doctoratele am văzut cât sunt de bine făcute prin țară, autostrăzile inaugurate se surpă după câteva săptămâni, în fine. Ce vă spun cu asta? E că ne facem de prea multe ori iluzii, așteptări prea mari și trăim deziluzii. Veți spune, frate Dorel, asta o știm. Bun. Există o altă zonă în care oamenii își fac mari iluzii și trăiesc uneori deziluzii. M-am întâlnit recent, probabil mai bine de un an jumate, cu un tânăr care era căsătorit de nicio lună de zile. Eram undeva, am avut o întâlnire cât interesantă în Lidl, eu cu un cărucior, el cu un cărucior, era cât pe ce să facem și accident acolo cu cărucioarele.
era foarte apăsat, era cu capul în pământ și eu când l-am văzut, hei, salut, fii binecuvântat, ce faci? Și acum azi român și l-am întrebat, îs curios, era proaspăt căsătorit, cum îi? Primul lucru pe care l-a făcut, n-a scos niciun cuvânt, ci s-a uitat instinctiv în spate. Am înțeles că e cu soția. Ea era undeva mai departe, pe la produse lactate și s-a uitat la mine și a zis, frate Dorel, vrei să spun cum îi? Și am zis, păi de-aia te-am întrebat. Și a zis, capă pământ. Și am zis, poftim? Capă pământ, frate Dorel. Mă zic, acum, nu se presupune totuși că ar trebui să fii în al nouălea cer? Frate Dorel, atâta pot să spun, aterizare forțată. Am înțeles. De ce vă spun asta? Pentru că, vedeți dumneavoastră, și asta e o zonă în care oamenii își creează mari iluzii și uneori așteptările sunt prea mari în conformitate cu realitatea. Frate Dorel, ok, hai să nu stăm asupra acestui subiect, dar există o altă zonă în care mi-am dat seama că oamenii își pot face mari iluzii și să trăiască deziluzii. Domeniul profesional. Suntem o țară în care avem foarte multe vorbe de duh și una dintre ele, deși e foarte frumoasă și cred aplicativă în multe cazuri, spune așa, ai carte, ai parte. Sunt 4 ani de zile, poate mai bine, când am stat de vorbă la finalul unei conferințe de tineri la Londra cu un tânăr din România, care a absolvit o facultate destul de prestigioasă din țara aceasta și a absolvit-o într-un mod foarte conștiincios, terminând șef de promoție. Mi-a spus atât Dorel, când am terminat facultatea la festivitatea de graduare, au venit părinții mei. Părinții mei au fost și sunt dintr-o familie săracă și mi-a spus, tată, mi-a dat un singur lucru, un sfat. Și a zis, băiete, ascultă-mă bine, nu am să-ți ofer bani, nu avem pile, nu avem cunoștințe, nu avem relații, dar pot să-ți ofer un sfat, pune mâna pe carte, că dacă ai carte, o să ai parte. Și mi-a zis, frate Dorel, am învățat foarte bine la școală, de mic, și am terminat în urmă cu 2 ani de zile, am graduat ca șef de promoție. La festivitatea de graduare a venit decanul facultății la părinții mei în prezența mea, m-a bătut pe umăr și a zis, ăla a fost momentul meu de mare, mare entuziasm al vieții. Mi-a zis așa, Doamnă, Domnule, între părinți, băiatul dumneavoastră vă felicit pentru modul în care l-ați crescut, dar băiatul ăsta o să aibă un viitor mare în România. Acesta e un băiat care o să aibă un mare, mare viitor în România. Frate Dorel spunea, la jumătate de an după ce am graduat, am dat un examen pentru a ocupa un post public într-un domeniu din România, într-un domeniu public. Am dat examenul, am făcut eu un barem de 100 de întrebări cu test grilă pe care l-am făcut și a spus, nu ți-o spun cu mândrie sau efectiv l-am făcut la perfecție. Am avut însă șocul să constat, după 2 săptămâni când s-au afișat rezultatele, că acel post a fost ocupat de către un tânăr pe care îl cunosc, care mi-a fost coleg de an, care a trecut dintr-o restanță în alta, mai bine toată facultatea, dar care întâmplător era verișor cu un primar care poate avea un cuvânt mai important de spus decât examenul propriu-zis. Și a spus... Varianta scurtă a povestii vieții mele este că am ajuns la Londra nevoit, pentru că tatăl meu s-a îmbolnăvit între timp și mi-a zis, uite mâinile acestea, nu o să niciodată scena aia, e dramatică. Muncesc între 10 și 12 ore pe zi pe șantier în Londra, în zona metropolitană, fac ceea ce nu-mi place, dar a trebuit să vin aici forțat de împrejurări. Și mi-a zis, Dorel, trăiesc cea mai mare dezamăgire a vieții mele din punct de vedere profesional. Am crezut că va fi altfel și trăiesc o mare dezamăgire. De ce vă spun lucrurile acestea? Nu-ți fă iluzii ca să n-ai deziluzii. Pentru că, dragii mei, există un risc și trebuie să spunem cât se poate de clar. Există uneori riscul ca oameni dezamăgiți în viață din punct de vedere profesional, relațional, politic, dacă vreți, din toate punctele de vedere, emoțional chiar. Oameni dezamăgiți în viață de anumite lucruri care nu s-au întâmplat, să vină în cele din urmă și bine fac la biserică. Și vin, dacă veți, aici în biserică, gândindu-se că lucrurile vor sta radical diferit în ceea ce privește viața spirituală. De ce vă spun asta?
Există foarte mulți oameni împinși de dezamăgiri, de lovituri ale vieții și vin și îl caută pe Dumnezeu, dar o fac în modul lor. Sau există situații și mai dramatice când li se promite din partea anumitor slujitori un fel de viață paradisiacă pe pământ. Dragii mei, Dumnezeu nu ne-a promis raiul pe pământ. Dumnezeu nu ne-a promis raiul pe pământ, deși tot mai mulți, din păcate, pe tot mai multe canale încep să promită numele Domnului un fel de rai pe pământ. Și vă spun că există un risc foarte real ca oameni, poate chiar în seara aceasta, să vină la biserică cu așteptări mari și bine să-L ai, că Dumnezeu este mare. Dar s-ar putea ca așteptările pe care tu ți le-ai făcut de la Dumnezeu, pe care le ai de la Dumnezeu, să fie așteptări nerealiste, pentru că pur și simplu nu sunt legate cu ceea ce spune cuvântul Domnului. Vă aduceți aminte ce spune Iov? Face omul acesta o afirmație la un moment dat pe care, vă spun, a marcat. A zis așa: mă așteptam la fericire și când colo nenorocirea a venit peste mine. Există oameni care cred, cumva, relația cu Dumnezeu este un fel de contract, dacă vreți, din ăsta cu clauze, în care dacă tu faci 1, 2, 3, 4, Dumnezeu face 1, 2, 3, 4. Și totul e perfect și absolut nu o să ai nicio dezamăgire, nu o să treci prin nici într-o viață, nici COVID-ul nu o să mai atinge de tine, nu o să mai ai probleme cu banii niciodată. De foarte multe ori există oameni, dragii mei, care își imaginează și au așteptări de la Dumnezeu total nerealiste. De-aia vreau să ne uităm în cuvântul Domnului în această seară și vreau să îl cunoaștem pe Hristos probabil într-un mod paradoxal. La ce să nu te aștepți de la Iisus? Pentru că s-ar putea să existe oameni care să-și facă iluzii și să trăiască deziluzii mai apoi. La ce să nu te aștepți de la Iisus? Pentru că, dragii mei, observ în cuvântul lui Dumnezeu, există, dacă vă uitați, niște evenimente foarte interesante. În momentul în care Iisus Hristos începe activitatea publică, în momentul în care se fac semne și minuni, spune cuvântul Domnului că Iisus pur și simplu era îmbulzit de mulțime. Veneau sute și mii de oameni, efectiv, pe oriunde mergea Iisus, mergeau mii de oameni. Gândiți-vă, pâini înmulțite, pești înmulțiți, oameni vindecați, oameni înviați. Și oamenii aceștia dintr-o dată și-au proiectat asupra lui Hristos mari iluzii. Și oamenii aceștia au crezut că Hristos va fi un salvator, va restaura viața politică, va rupe jugul roman și toată viața lor de acum încolo, urmându-L pe Iisus, o să fie numai din semne, din minuni, din miracole, o să fie numai o încântare, numai o bucurie. Și spune cuvântul Domnului un episod interesant în Ioan capitolul 6. La un moment dat zice cuvântul Domnului că Iisus ține o predică. E suficient o predică ca să le piară tot entuziasmul la unii. Sper să nu fie cazul în seara asta. Dar la un moment dat Iisus în Ioan capitolul 6 le zice așa: eu sunt pâinea vieții. Știu că veniți pentru că ați văzut pâini înmulțite, știu că mă urmați, ok. Dar Iisus le spune așa: eu sunt pâinea vieții. Și cine nu mănâncă pâinea aceasta nu are ce? Nu are viață. Și atenție, nu doar noroadele, mulțimile, dar zice Biblia că o parte din cercul ucenicilor lui Iisus, nu-i vorba de cei 12, că numai ăștia mai rămân, dar știm că există și cercul celor 70 și probabil alte cercuri concentrice de ucenici. Știți ce au spus oamenii ăștia între ei? Omul ăsta, cum poate să spună așa ceva? Vorbirea aceasta cum este? Și ce au făcut? Și ce au făcut? L-au părăsit. Pentru că ei și-au creat, pentru că ei s-au hrănit cu niște iluzii și au crezut că Dumnezeu o să facă cum cred ei. Și spune Biblia că l-au părăsit. Și rămân 12 din 10 și sute și probabil de ordinul miilor chiar. Și oamenii ăștia pleacă. De aia, dragii mei, vreau să ne uităm în cuvântul Domnului în seara aceasta, potrivit și cu textul acesta, pentru că o să vedem la ce să nu te aștepți de la Iisus. E un mod interesant de a-L cunoaște, însă în același timp. Și primul lucru pe care vreau să subliniez este acesta: să nu te aștepți de la Iisus să-ți vorbească ce vrei tu să auzi. Pentru că El întotdeauna o să-ți vorbească ce ai nevoie să auzi. Iisus Hristos nu o să-ți vorbească, și când Dumnezeu îți vorbește, asta este un semn distinctiv. E un filtru, dacă vreți, prin care știi că îți vorbește Dumnezeu. Iisus Hristos, dragii mei, niciodată nu o să ne vorbească ce vrem noi să auzim. Pentru că El întotdeauna
o să ne vorbească ceea ce avem nevoie să auzim. Spune cuvântul Domnului că un fariseu, la vremea respectivă, ai spune cuiva, ești un fariseu, era un mare compliment. Până să demaște Iisus ipocrizia lor, erau oamenii probabil cei mai respectați în societate. Și gândiți-vă, spune Biblia, că un astfel de om școlat, doctorat, probabil în teologie, un om citit, un om care cunoștea bine Scripturile, îl cheamă pe Iisus la el acasă. Și interesant cum îi se adresează lui Iisus, învăță învățătorule. Cu alte cuvinte, eu sunt fariseu, adică eu sunt învățător, tu ești învățător. De ce credeți dumneavoastră că l-a chemat probabil Simon pe Iisus la el acasă? Pentru că probabil era curios să afle secretul succesului. Una dintre cele mai vândute cărți din România, tocmai asta spune, secretul succesului. Omul ăsta era foarte curios, vrea să afle cum de Iisus e așa de popular. Și, dragii mei, omul ăsta îl cheamă pe Iisus de la casă, probabil o stresat-o pe nevastă sa să gătească, să facă curat, și-o chema prieteni, și-o chemat oameni din societate cu vază, și îl cheamă pe Iisus de la casă. Și interesant, la un moment dat are un loc un dialog la masă, puțin perturbat de o femeie păcătoasă din cetate care dă buzna cumva în casa lor, nici nu cere voie, probabil nici nu bătu la ușă, că nu lăsa nimeni să intre. În fine, cumva tulburat și de scena asta, dar la un moment dat el așteaptă un dialog cu Iisus, o discuție, că de-aia l-a chemat. Și la un moment dat Iisus sesizează lucrul acesta și spune așa, Simone, am să-ți spun ceva. Știu că Biblia, dragii mei, scrisă cu un text ebraic, dar povestea rostită de Iisus parcă e una 100% românească. Un cămătar avea doi datornici. Unul datora 500, Simone, fii atent, altul 50. Și tipic românesc, niciunul nu își putea plăti datorile. Și pentru că nu își puteau plăti datorile, Simon, știi ce a făcut cămătarul ăsta? I-a iertat pe amândoi. Nu e așa că e o poveste foarte grea. Îți trebuie foarte mulți neuroni să-i pui în funcție să o pricepi. Dar întrebarea parcă e și mai grea, una de baraj. Nu acum întrebare. I-a iertat pe amândoi. Care crezi tu din ăștia doi cu iubit mai mult? Știi ce cred? Cred din toată inima că Simon în momentul ăla s-a uitat la Iisus și în sinea lui a zis așa, îți bagi joc de mine? Adică, eu sunt teolog, eu am pregătire academică, uite-te aici, aici e diploma mea de doctor în teologie, prietenii mei toți sunt de pe la sinagoga, uite rabinul aici, adică eu te-am respectat, da? Tu ești învățător, mă rog, eu sunt învățător și vii să-mi spui ce? O poveste. Eu mă așteptam să-mi spui cum e cu sfârșitul lumii, că asta ne interesează foarte mulți acum. Cum e cu pecețile din Apocalipsa, cu balaurii, știți că acum atâția cai au fost dezlegați de unii că s-o hergelie, mai mulți decât speculații teologice, chestii de finețe. Nu. Iisus vine cu ce? Cu o poveste. Nu e așa că e șocant? Că te aștepți de la Iisus să spună ceva și spune... În loc de o prelegere, în loc de un debate teologic, Iisus îi spune o poveste simplă despre doi datornici iertați. Știți de fapt, dragii mei, despre ce e vorba? Exact lucrul ăsta avea Simon nevoie să audă. Probabil că exact lucrul ăsta e nevoie să-l auzim în seara asta. O poveste simplă spusă de Dumnezeu, pentru că marile adevăruri ale lui Dumnezeu se regăsesc în cuvinte simple. Care este esența poveștii acesteia? Este următoarea. Dragii mei, eu și cu tine, toți care suntem aici, cu școală sau cu mai puțină școală, bogați sau săraci, tineri sau bătrâni, toți de aici suntem datori vânduți din cauza păcatului. Plata păcatului este moartea. Suntem datori vânduți din cauza păcatului. Mai mult de atât, nimeni de aici nu-și poate plăti datoriile spirituale. Nimeni de aici, oricât de multe milostenii, oricât de multe binefaceri, oricât de multe donații, oricât de mulți refugiați ucrainieni ai fi cazat, ascultă-mă ce spun. Nimeni de aici nu-și poate plăti datoriile. Și Dumnezeu, pentru că a constatat această imposibilitate a omului de a face ceva în direcția mântuirii lui, l-a trimis în urmă cu 2000 de ani pe Iisus Hristos în lumea noastră.
Și Iisus Hristos, dragii mei, la Golgota a plătit cu sângele Lui. Și noi am fost răscumpărați nu cu aur, ci nici cu argint, pentru că atunci probabil becali și țireac ar fi primii care ar putea fi mântuiți. Noi nu suntem mântuiți prin aur, prin argint, prin donații, noi suntem mântuiți cu un singur lucru, dragii mei, și anume cu sângele scump al lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Simone, asta trebuie să înțelegi tu, că tu nu poți să-ți plătești datoriile, dar a venit cineva ca să-ți plătească și pe ăla cu 500 datori și cu ăla cu 50, pentru că, dragii mei, acesta este harul lui Dumnezeu, căci prin har, spune Pavel, a fost ce? Prin har am fost mântuiți, nu prin faptele noastre, ca nu cumva cineva să se laude, este cu neputință ca prin faptele noastre, prin acțiunile noastre, dragii mei, să căpătăm, să dobândim mântuirea, dar a venit cineva în urmă cu 2000 de ani, Iisus Hristos, e Fiul lui Dumnezeu binecuvântat, înălțat și proclamat să fie numele Lui. A venit să plătească datoria noastră spirituală și a făcut-o, lăudat să fie El. Și probabil este lucru și marele adevăr simplu și puternic în același timp pe care trebuie să-l auzi în seara aceasta. Iisus când vorbește, niciodată nu o să spună ce vrei tu să auzi sau eu. O să ne vorbească în schimb întotdeauna ce avem nevoie să auzim. Și pentru că ne cunoaște dorințele, dragii mei, nu ne îndeplinește întotdeauna dorințele. Ăsta este un lucru pe care trebuie să-l înțeleg în viață și în relație cu Dumnezeu. Pentru că îmi cunoaște nevoile, de cele mai multe ori Iisus nu mi îndeplinește dorințele. Pentru că El știe de ce ai nevoie. Marea ta nevoie nu este să-ți renovezi apartamentul, marea ta nevoie în seara asta poate nu-i să, nu știu, să ți se aprobe creditul la bancă sau să schimbi mașina. Cea mai mare nevoie a ta în seara asta e nevoie de mântuire. E nevoie de a fi într-o relație corectă cu Dumnezeu și nu uita. El când îți vorbește, nu o să spună ce vrei să auzi, o să-ți vorbească ce ai nevoie. Un al doilea adevăr pe care vreau să subliniez aici, dragii mei, la ce să nu te aștepți de la Iisus? Să nu te aștepți mai apoi de la Iisus Hristos să se comporte atunci când îl invizi la tine. Să nu te aștepți să se comporte ca un musafir, pentru că El este Domn. Când îl chemăm pe Iisus Hristos în viața noastră, în casa noastră, în biserică, oriunde altundeva, când îl chemăm pe El, dragii mei, când vrem să fim în prezența Lui, să nu cumva să ne așteptăm să se comporte ca un musafir, pentru că El nu-i musafir. Iisus Hristos, dragii mei, e Domnul Domnilor și este Împăratul Împăraților, înălțat și binecuvântat să fie numele Lui. De ce vă spun asta? Gândiți-vă, spune Biblia că un fariseu pe nume Simon l-a invitat într-o zi pe Iisus la el acasă. Și acum vine Iisus. Și Iisus vine la el acasă, intră acea femeie care perturbă puțin atmosfera, dar nu pe Iisus, și spune cuvântul Domnului că se uită Simon așa de sus în jos la femeie și cumva se uită și la Iisus de sus în jos. Pentru că fiți atenți ce spune el. Odată sfer convins că o zis învățătorul lui că mi-a spus ce? O poveste. Ce teolog este care îmi spune mie o poveste? Dar în același timp, dacă ar fi ce? Dacă ar fi, nici proroc nu-i. Pentru că dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie e cea care se atinge de el, de picioarele lui, și anume că e o păcătoasă. Or, dragii mei, Iisus face un gest, am zice noi, de nepolitețe, pe care în mod normal un musafir nu îl face. Acum, dumneavoastră știți și ca mine, atunci când ești musafir și te cheamă cineva la el acasă, de exemplu, vă spun care e principiul și condiția unui musafir. Îți place și dacă nu-ți place. De exemplu, să zicem că prietenii tăi foarte buni tocmai și-au terminat casa de renovat sau apartamentul sau și-au cumpărat, mă rog. Și te cheamă, uite, vă invităm mâine seară la noi, veniți, vă așteptăm cu mare drag. Și acum iei acolo ceva, un mersi, un ciocolată, ceva, în fine, cadou de prima casă, așa, și te duci cu soția. Acum pe drum și tu discuți, ești român, și spui, mama, am auzit că și-au făcut acolo, că și-au pus draperiile alea, am auzit că au cumpărat, nu știu de unde, grese din Italia, discuții din astea, s-o soție. Și ajungi la oamenii acasă. Bați la ușă frumos, pentru că ești musafir, ești politicos, ți se deschide ușa și ți se spune, bine ai venit. Și prima replică românească, care nu prea se potrivește, simte-te cum. Și eu vă spun că numai ca acasă nu te poți simți. Că acasă știi că de câte ori trebuie să râși soția, pune-ți pantofii unde ți-am, mă rog. Dar
Unu, da, este chestie de protocol. Simțiți-vă ca acasă și fiți atenți. Intrați și primul loc la care te uiți îs pereții. Culorile. Prima dată e contactul estetic. Te uiți și vezi o culoare din aia roz bombon la pereți. În mintea ta știi ce spui? Ferească Dumnezeu. Acum mintea spune una, dar ce spune gura? Wow! Chiar că ești șocat și tu. Dar ce spui? Extraordinar! Wow! Neapărat să-mi dați numărul de telefon de la designer. Vă place? Extraordinar! Treci peste șocul ăsta estetic și ajungi la masă, că de regulă musafirii strătași și cu o masă, da? Te așează la masă, acum nu fac poftă că la Bihor, dar la noi se vește leveșă, de regulă, o supăneaia de teiței clasică și eternă și fascinantă. Și te așezi la masă. Acum, cum a fost emoționată că vin musafiri, probabil că nu a fost atentă cu sarea și a scăpat cam toată salina de la Pride acolo în farfurie. Și tu ești cu soția la masă, ești zâmbitor și guști. Și normal, oamenii se uită să vadă cum reacționezi. Încă o dată spun, îți place și dacă? Și dacă nu îți place. Și wow! Soție, te rog frumos să iei rețeta. E ceva incredibil. Nu am, mai vreți? Nu că-ți la regim, e ok. De ce gândim una și spunem alta? Și de ce? Pentru că ești musafir. Și când ești musafir, nu critici, din potrivă lauzi. Acum gândiți-vă că vine Iisus, da? Simon s-a stresat. Probabil o trimis-o pe nevastă să cumpere cheesecake. Nu vă fac. N-aveți cu glicemia, sper, niciunul de aici. Dar mâncare, probabil că s-a pregătit, probabil o renova casa. Bă, vine Iisus. Era un eveniment important. Iisus era foarte popular în vremea aceea. Vine Iisus la el acasă și auziți. Simon probabil că aștepta. Și-a pus acolo tablou unde era înrămată diploma în teologie să-l vadă Iisus. Probabil și-a pus și ceva acolo de-a lui. Și Iisus se uită la Simon și spune, Simone, hai să spun ceva. Am venit în casa ta. Și Iisus și ce face? În loc să-l laude, Iisus face un gest șocant. Îl critică. Aia n-ai făcut. Și probabil că mai șocat decât Simon e soția lui. Pe cum adică l-am... Ce fel de musafir e ăsta? Care te critică la tine acasă? Dar știți ce n-a înțeles Simon, dragii mei? Și de foarte multe ori noi nu vrem să înțelegem, e că, dragii mei, Iisus Hristos nu-i musafir. Atunci când îl chem pe Iisus la tine acasă, El nu-i musafir. El este Domnul domnilor și este Împăratul împăraților. El face, la un moment dat spune, un împărat Nebucanețar îmi conștientizează, după ce a venit mintea loc, spune, el face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i spună, ce faci? Știți de ce? Pentru că, dragii mei, Iisus Hristos nu este musafir. Iisus Hristos, ba din potrivă, dragii mei, când îl chemi în viața ta, El nu vine să aranjeze lucrurile din viața ta, să facă o anumită estetică a vieții tale. Iisus Hristos, uneori, dragii mei, scoate tot ce e în viața ta. Scoate păcatul, scoate obiceiurile, scoate gândirea ta fără de Dumnezeu. Iisus Hristos face curat. Iisus Hristos, dragii mei, pur și simplu scoate tot din viața ta, pentru că El nu poate să stea oriunde, nu poate să stea oricum. Și unde este Hristos, dragii mei, nu mai poate să fie compromis. Unde este Hristos, dragii mei, nu mai poate să fie mamona, nu mai poate să fie alte gânduri, pentru că El este Domn al domnilor și Împăratul împăraților. Iisus Hristos nu-i președinte care trebuie ales odată la 5 ani sau parlamentar la 4 ani. Iisus n-are nevoie de like-urile noastre, Iisus n-are nevoie de popularitate, Iisus Hristos n-are nevoie de votul nostru, El este Domn al domnilor și Împărat al împăraților. El conduce, dragii mei, nu o democrație, Iisus Hristos conduce o împărăție. Și dacă vrei să faci parte din ea, și dacă vrei să fii mântuit, trebuie să înțelegi că atunci când Iisus vine în viața ta, când îl chemi în viața ta, El nu vine ca musafir, El vine ca Domn. Știți care este un aspect, cred, pe care de foarte multe ori noi îl tratăm greșit, este că ne place Iisus dintr-un anumit punct de vedere, multora, și așa am observat, sunt foarte mulți oameni care îl vor pe Iisus. Știți ce ar vrea de la Iisus? Ar vrea salvare, dar n-ar vrea schimbare.
Ar vrea cumva ca Iisus să vină să le rezolve problemele, dar să nu le schimbe lucrurile din viață. O să vă spun un caz, poate pare iromânesc și ăsta. Înainte de pandemie, că vorbeam de două ere aproape, ce vă spun, un caz real. O femeie de 73 de ani din Piatra Neamț, e un caz real petrecut în România. O femeie de 73 de ani din România care avea obsesie, curățenie. Îi plăcea să facă curățenie toată ziua. La un moment dat, după ce a făcut curat vreo 3 ore în apartament, cam în fiecare zi, asta era obiceiul ei, la un moment dat vede o pată în exteriorul geamului de la balcon. Acum, se dând vârsta și legea gravitației puțin, s-a urcat pe un scaun, a deschis ușa la balcon și a început să șteargă pata din exterior. Acum avea ochi foarte bun, probabil de soacră, o mai văzut încă o pată. Și o șters-o și pe aia. La un moment dat a uitat, efectiv a uitat că e în exterior, pe o limbă așa mică de vreo 20 de centimetri, de la balcon, și a început să șteargă tot geamul. Cineva a intrat de jos din scara blocului, s-a creat un curent de aer și s-a închis geamul la balcon. Și s-a trezit la etajul 3, la 73 de ani, cu laveta în mână, s-a trezit suspendat acolo, abia ținându-se de geam, și a început să strige după ajutor. Vă dați seama, vecinii toți au sunat la pompier, 112 rapid, foarte operativ, o echipă de la pompier din Piatra Neamț a venit la fața locului și cu o scară din aia telescopică, un brav pompier de-al nostru român, 27 de ani, s-a urcat până în dreptul etajului 3, o salvat-o pe femeia, a luat-o în siguranță, o deschis geamul de la balcon, o pus-o în siguranță în balcon și s-o dat și jos în balcon. Acum femeia aia, vă mulțumesc, mi-a salvat viața, vai, zice, mi-a salvat viața, vă mulțumesc. Acum pompierul, doamnă, nu trebuie să-mi mulțumiți mie, eu mi-am făcut datoria, pentru asta ați plătit-o, pentru asta m-am pregătit, nu-i nimic, zice. Și acum zice pompierul, zice, mama e, doamnă, zice, nu vă supărați, pe unde pot să ies? Și s-a uitat la bocancii lui. Și a zis, nu. Și a zis, nu ce? Ferească Dumnezeu. Adică nu înțeleg, ce vreți să spuneți? Doamne, pune poze. Nu, 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 tu nu înțelegi. Tu cu bocancii ăia plin de praf la mine pe covor, nici să te gândești. Și a zis, poftim? Doamne, cred că n-am înțeles bine. Nu, nu, tu nu mai înțelegi bine. Tu nu intri la mine pe covor așa. Tu știi că am făcut curat 3 ceasuri astăzi. Și a zis, ăsta, da. Doamne, iertați-mă, dar pe unde vreți să... Pe unde ai venit? Șocat, pompierul deschide geamul, îi face colegilor semn, băieți, înapoi scara. Și zice, las că vă spun mai târziu. Și ce a făcut? Șocat, s-a dus acasă și a scris pe Facebook un articol. În 24 de ore au apărut la toate articolele de presă din România, au fost breaking news. A fost o știre șocantă. Știți, când am citit-o, inițial cumva m-am amuzat, dar știți ce m-am gândit însă? E atâta de aplicativă și în domeniul spiritual. Știți la ce mă refer? Exact așa se comportă unii față de Iisus. Știți ce vrem de la Iisus? Salvare. Și foarte mulți îl vor pe Iisus pe post de 112. Când vine câte un foc, când vine câte o încercare, când vine câte o criză, Iisuse, vino, salvează-ne. Și după ce Iisus, dragii mei, ne salvează, spune mulțumesc, dar de aici mă descurc eu. Și îi spune, nu, nu, vreau să intru în casa ta, vreau să... Nu, nu, e ok, lasă așa lucrurile cum azi. Mulțumesc că m-ai salvat, dar, Doamne, de aici eu merg mai departe. Am întâlnit în pandemie, probabil, frații păstori de asemenea, atâtea solicitări de la oameni, rugați-vă, saturația la oxigen scade, am nevoie de Iisus. Știți până când? Până când și-o reveni înapoi și după ce a uitat de Iisus. Sunt atâția oameni care îl tratează pe Iisus pe post, dragii mei, de pompier. Vor să le salveze, știți ce vor de la Iisus? Salvare, dar nu prea vor schimbare. Știți că avem o cântare, mi se pare interesantă, care spune așa, fiți atenți, o știți bine, vino și în casa mea, vino și în casa mea, dar când? Când? Când, furtuna? Când sunt incendii? Când copiii au luat o razna? Când nepoții îs pe unde îs? Când soțul nu mai știe ce să faci cu el? Când căsnicei pe butuci? Vino și în casa mea. Dar nu-l vrem înainte, îl vrem numai în crize. Și după criză, Doamne, îți mulțumim, poți să... Tu mergi la tale, eu mă ocup de ale mele. Vă duceți aminte și sesizez detaliul ăsta, știți, pentru că îl văd în post-postmodernismul nostru. Suntem într-un spațiu evanghelic, trebuie să spunem lucrurilor așa cum sunt. Dragii mei, și ce am observat? În urmă cu 2000 de ani, Ioan Botezătorul predica lângă apele Iordanului,
undeva într-un pustiu unde erau botezați oameni. Și spune Biblia că la un moment dat ratingul e foarte mare. Ioan începe să devină cel mai popular predicator al vremii. Dar nu așa, veneau mii. Acum, dragii mei, nu numai că veneau foarte mulți oameni, dar veneau soldați, veneau oameni suspuși, veneau cărturari să se boteze. M-am pus pe mine în postura lui Ioan. Ce aș fi făcut? Probabil că, condus de val, aș fi zis, pregătiți, băieți, botezul. Haideți, spuneți anunț, dați drumul la transmise live, faceți anunț, dați share masiv, distribuiți, mare trezire mare, nu? În schimb, pe Ioan nu-l entuziasmează masele. Știți ce spune Ioan? Face o afirmație aparent șocantă. Pui de năpârci. Dar atenție, de ce spune asta? Cine v-a învățat să fugiți de... Pentru ce veneau la botez oamenii? Să scape. Și Ioan se sizează, îl vor doar să scape, dar nu vor schimbare. Și adevărul, dragii mei, este că fără de schimbare n-are niciun rost să fii salvat dintr-un context, dintr-o problemă a vieții tale, dacă te întorci la vechile păcate. Ba Iisus, la un moment dat, îi spune un om pe care îl vindecă, du-te și nu mai păcătui, ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Tu de ce fel de Iisus ai nevoie? De unul care să te scape din criza asta sau de unul care să te salveze? Iisus Hristos, vreau să spun în această seară, nu-i musafir, El este Domn. Și uneori ne spune lucruri care n-am vrea să le auzim. La ce să nu te aștepți de la Iisus? Ultimul lucru pe care vreau să subliniez este acesta. Să nu te aștepți de la Iisus să poți să stai la masă cu El până când nu te prăbușești înainte la picioarele Lui. Să nu crezi că poți să stai la masă cu Iisus până când nu te prăbușești înainte la picioarele Lui. A sta la masă cu Iisus, dragii mei, este o formă de, dacă vreți, este modul prin care putem descrie părtășia. Noi avem ca biserică, nu avem cina Domnului, de asemenea noi anticipăm un eveniment glorios când vom sta unde? La masă cu El în cer. Dar, dragii mei, adevărul este că nimeni nu poate să stea la masă cu Iisus, cu alte cuvinte, să aibă părtășie, dacă nu face înainte un lucru, dacă nu se prăbușește la picioarele Lui. Iisus este la masă cu tot cercul ăla de oameni foarte importanți din societate. Și apare o femeie, nu primit invitație să vină la evanghelizare, nu a fost niciun anunț, uite, vine Iisus. O auzit la un moment dat o discuție pe stradă, probabil, ai auzit că Iisus din Nazaret e în casa lui Simon Leprosu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia aceasta, gândiți-vă, dragii mei, pur și simplu ia o inițiativă personală și spune, nu m-a chemat nimeni, nu mă vrea nimeni acolo, știu, de eu mă duc să mă întâlnesc cu Iisus. Și femeia asta, gândiți-vă, dragii mei, intră în casa lui Simon, n-o bătu la ușă, n-o ceru voie de la nimeni, efectiv, intră în casă, probabil, gândiți-vă cum s-a uitat toți la ea. Imaginați-vă cum s-a uitat soția lui Simon. Gândiți-vă cum s-a uitat Simon și, bă, ce caută asta aici? Pentru că noi știm cum era privită. Ba mai mult de atât, Biblia îți folosește acolo o sintagmă că este o păcătoasă. Și putem să înțelegem foarte clar cam cu ce se ocupa femeia aceasta. Cel mai probabil, spun interpreții teologii scripturilor, spun că era vorba despre o femeie care își vindea trupul pentru bani. O femeie păcătoasă. Dar în același timp mi se pare foarte fascinant episodul acesta. Știți de ce? Pentru că femeia asta când vine în casa lui Simon, știe că Iisus e acolo, ea nu a venit pentru Simon. Ea nu a venit să se uite cum se uită alții la ea. De atât de multe ori am întâlnit oameni care îmi spun, nu vin la voi la biserică, nu vin la pocăiți pentru că se uită nu știu care, nu știu cum la mine. Dacă în această seară ai venit la biserică și te uiți să vezi cum se uită alții la tine, ai ratat totul. Dar dacă ai venit în această seară să te uiți și să-L vezi pe Iisus, ai găsit totul. Pentru că femeia aceasta, dragii mei, ea n-a venit să vadă cum e privită de către alții. Știa cum e privită. Însă ochii acestei femei sunt doar pentru Iisus. Ea a venit să se întâlnească cu Iisus, pentru că ea are nevoie de Iisus. Și spune cuvântul Domnului când îl vede pe Iisus, face un gest extraordinar. Pur și simplu se prăbușește la picioarele Lui. Și știi ce văd în gestul ei, în prăbușirea acestei femei? Văd, dragii mei, un gest al pocăinței. E foarte interesant că nu scoate niciun cuvânt. Din toate personajele de la masă, din casa lui Simon, ea nu scoate un cuvânt. Dar vedeți, dumneavoastră, gestul ei, acțiunile ei, efectiv,
fac câte 1000 de cuvinte. Deduc faptul că femeia aceasta, dragii mei, căuta părtășia, a căutat pocăința, știți de ce? Pentru că, uitați-vă, se prăbușește la picioarele lui Iisus. Pentru că pocăința, dragii mei, înseamnă să-ți recunoști păcatul. Pocăința înseamnă, uitați-vă, să-ți regrezi păcatul. Ce face femeia asta la picioarele lui Iisus? Plânge. La picioarele lui Iisus, femeia aceasta, uitați-vă, plânge. Și spune Biblia că i-a stropit picioarele cu ce? Cu lacrimile ei. Există un verb acolo în greacă, breho, care spune a plouat cu lacrimi din ochii ei. Gândiți-vă câtă intensitate a regretului era la această femeie în prezența lui Iisus. Pentru că adevărul este că doar în prezența lui Iisus realizezi cât ești de păcătos. Și tot ce poate să facă femeia asta este să plângă la picioarele lui Iisus Hristos. Pentru că pocăință înseamnă să-ți regreți păcatul, dar pocăință, dragii mei, mai presupune și un alt lucru, să renunți la păcat. Știu că e ceva ce cunoașteți, dar e bine uneori să ne reamintim. Pocăință înseamnă să regreți păcatul, pocăință înseamnă, uitați-vă, să renunți la păcat. De unde deduc faptul că femeia asta renunță la păcat? Pentru că spune Biblia că a adus împreună cu ea când a venit, a adus un vas de mir. În vremea respectivă, dragii mei, mirul era folosit ca un fel de... era parfumul vremii, dacă vreți, și era foarte scump și valoros. Nu intrăm în detalii, dar era foarte scump. Știind acum cu ce se ocupa femeia asta înainte, că își vedea trupul pentru bani, gândiți-vă la ce folosea ea parfumul acesta, în ce scopuri îl folosea. Îl folosea pentru a stimula simțurile și pentru a atrage oameni în păcat. Dar prin gestul ei de a turna acel mir pe la picioarele Domnului, femeia aceasta, dragii mei, fără să scoată un cuvânt, gestul ei vorbește. Pentru că femeia aceasta, știți ce face? Renunță. Renunță la păcat. Și a spus, până aici, e momentul în care viața mea e o altă turnură. Și ce mi se pare și mai interesant este că evanghelistul Luca dă un detaliu, este cel mai cronologic dintre toți evangheliștii. Evanghelia după Luca este cea mai cronologică și mi se pare interesant următorul aspect. Imediat după ce se termină narațiunea aceasta, ea continuă în Evanghelia după Luca, capitolul 8, cu versetul 1. Curând, fiți atenți ce spune Luca. Știm că împărțirea Bibliei pe capitolul și versetele loc mai târziu. Dar spune așa mai departe. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rele, de boli, Maria zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Rod, Suzana și multe altele, adică multe alte femei care îl ajutau cu ce aveau. De ce credeți că evanghelistul Luca precizează aspectele acestea imediat după narațiunea cu femeia păcătoasă? Pentru că vrea să ne spun următorul lucru. Femeia aceasta, după întâlnirea cu Iisus Hristos, a mers pe un alt drum. Femeia aceasta, dragii mei, merge după Iisus. E o femeie care renunță la păcat, e o femeie care își regretă păcatul, e o femeie care începe o altă dimensiune în viața ei. Pentru că viața ei este schimbată și Iisus confirmă lucrul acesta. Iertate sunt, credința ta te-a mântuit. Sunt probabil mai bine de 8 ani de zile când am trăit una dintre cele mai, pentru mine, dacă vreți, memorabile experiențe din viața mea de slujitor. M-a marcat foarte mult evenimentul ăsta pentru că am înțeles niște adevăruri mari de aici. Eram pe vremea aceea, locuiam la Ștei, slujeam în Biserica Speranța și într-o zi, primesc un telefon de la un frate care era din zona Arieșeni, încolo spre țara aceea moților, cum este numită. Și mă sună și îmi spune, frate Dorel, uite cine sunt, de ce te sun? Un frate de la meu este internat la Oradea, e foarte, foarte grav, medicii nu-i dau absolut nicio șansă, e conectat la aparat, e intubat și ni se spune că e posibil din clipă în clipă să se ducă.
Acum, fratele meu îmi povestea el, noi suntem dintr-o familie de 9 frați, toți am fost crescuți într-o familie de oameni credincioși, de pocăiți. Dar dintre toți, 8 suntem pe calea Domnului, dar el singur, fratele meu mai mare, cel care este în spital, efectiv a părăsit biserica pe la 19 ani, n-a vrut să mai audă de Dumnezeu. Este grav bolnav, el între timp s-a căsătorit cu o femeie din lume, în fine, și-și trăiește viața lui, nici n-a vrut să mai audă de biserică. Și-a zis, frate Dorel, de 2 săptămâni a contactat un fel de virus foarte puternic la plămâni, nu se știe de ce origine este, dar efectiv i-a blocat plămânii și i-a ținut în viață numai cu ajutorul aparatelor. Acum, soția lui i-a dus tot felul de preoți, de, mă rog, și-a zis, frate Dorel, dorința mea este, eu țin, e fratele meu, mi se rupe inima. Dacă omul ăsta moare, moare nemântuit. Zici, frate Dorel, n-ai putea, te rog, uite, eu trec prin Ștei mâine, trebuie să mă duc la spital, nu stă mult, dar dacă te rog, nu, n-ai vrea să vii cu mine până la spital, la fratele meu, să faci o rugăciune. Zici, frate, eu nu-s proroc, eu nu știți, frate Dorel, nu-i vorb, te rog, fă o rugăciune, îți și părinții mei acolo, îți distruși, poate e un cuvânt de încurajare și pentru ei. Eu nu mai știu ce să fac. Acum, în fața unui astfel de rugăminți, efectiv îți schimb toate prioritățile și am spus, ok, ia-mă, mâine vin cu tine. Ne-am dus la Oradea, țin minte și acum, pretrăiesc de foarte multe ori scena aceea, am ajuns la spital, la terapie intensivă, am venit o asistentă medicală și mi-a zis, tu trebuie să intri? Și am zis, da. O să zice, numai o persoană, îi spune, numai o persoană poate să intre. Și-a zis, el, mă rog, fratele păstor, vrea să intre, să facă o rugăciune. Și-a zis, bine. Țin minte că m-a echipat într-un combinezon, abia mai târziu în pandemie, după ani de zile am retrăit momentele acelea, m-a echipat într-un combinezon pentru că nu se știa de ce fel de origine este virusul acela care a blocat plămânii și era undeva la analiză la Matei Balș în București. Țin minte că am intrat într-un combinezon, eu și cu o asistentă medicală. Aveam o Biblie la mine. A fost dezinfectat tot și îmi spune, domnule, zice, domnul pastor, zice și eu sunt credincioasă. Dar zice, ascultați-mă bine, eu sunt acel de 20 și ceva de ani asistentă la terapie intensivă pe zona asta. Așa mi-a zis, ăsta de aici, viu, nu mai iese. E doar o chestie de o oră probabil și se duce. Mai bine, zice, a stat de vorbă cu familia, ați pregătit părinții, soția, că sunt foarte afectați. Mai bine, zice, ați fi o încurajare pentru ei. Că zice, ăsta de aici, o mai fost și alții, în fine. Și am zis, doamne, acum, eu am venit să mă rog la societarea familiei, o să stau de vorbă și cu ei, o să am un cuvânt de încurajare, dar lăsați-mă să fac o scurtă rugăciune. Aș fi, apropo de farisei, un fariseu să vă spun că am avut mare credință, că m-am dus cu entuziasm că o să fie vindecat, că o să se întâmple o minune. Nu. Efectiv, am implorat mila lui Dumnezeu, am implorat harul lui Dumnezeu și m-am rugat probabil un minut jumate, două, nu mai mult. Am terminat rugăciunea și acum asistenta medicală s-a uitat la bine și a zis și s-a uitat undeva să vadă dacă nu se uită o colegă de ei de dincolo, de geamul ăla care despărțea salonul și a zis, domnul pastor, dacă toți sunteți aici, n-ați vrea să faceți o rugăciune și pentru am un băiat acasă. Are vă, e un preadolescent, nu mă știu, 10-11 ani, s-a născut cu probleme locomotorii, nu poate să umble decât sprijinit pe cârje. Deci nu faceți o rugăciune și pentru el, că e așa, are momente de descurajare. Și am zis, doamnă, cum să nu, cum îl cheamă? Și m-am rugat. Am făcut o rugăciune pentru el, am plecat, am stat de vorbă cu soția, cu părinții, am încurajat cât am putut. Și am venit acasă. Așteptam, vă spun sincer, un telefon, probabil în seara aceea, a doua zi, așteptam să primez vestea că s-a dus. Dar mă sună fratele lui a doua zi și îmi zice, frate Dorel, zice, băi, acum zice, medicii au spus că totuși trebuie să fim foarte rezervați, dar fratele meu a început să aibă anumit, să reacționeze la anumit stimuli. La o zi distanță după aceea, mă sună din nou și spune, Dorel, zice, îi freamăt pe aici. Pentru că fratele meu deja e ceva, încă e verdictul foarte rezervat, dar e mai bine. Și zi după zi, și zi după zi, a început să fie din ce în ce în ce mai bine. Dragii mei, peste vreo 3 săptămâni, omul acesta a fost externat din spital.
Acum nu vă spun că m-am rugat sau că atunci s-a întâmplat, nici nu mi-asum, Doamne ferește, așa ceva. Dar vreau să vă spun ce s-a întâmplat, pentru că aici mi se pare interesant. Omul ăsta când și-a revenit din starea aceea, i-a povestit fratele lui, uite, a venit un pastor să ruga pentru tine, bă, tu știi, tu îl cunoștea pe Dumnezeu, a crescut în familie de pocăiți. Și cu lacrimi în ochi a zis-o frate său, zice, ascultă-mă, eu mă pocăiesc. Când plecăm de aici, mă duc la biserică, o să căutăm, gata, eu schimb viața. Dragii mei, sunt 8 ani jumate, boate, de atunci. Ce vreau să spun lucrul acesta? Trist și adevărat. Omul acela, ieșit din spital pe picioarele lui, dintr-o situație imposibilă, nu a mai pus niciodată piciorul în biserică. În schimb, în urmă cu 3 ani de zile m-am întâlnit cu sora acestui frate, cu una că sunt 9 frați. Și mi-a zis, frate, dole, vreau să spun ceva. Ți-aduce aminte când ai fost la spital? Și am zis, da. Uite, fratele meu, zice, ne rugăm pentru el și încă nici nu, de atunci nu a pus piciorul în biserică, nici nu vrea să, parcă e mai rău încă. Dar zice, hai să spun ceva. O ții minte pe asistenta aceea, că era o asistentă care era în combinizon când a intrat, zic, da, mi-aduc aminte, vag așa. Nu zice, fii atent. Și atunci mi-am adus aminte și una dintr-o dată cu ea. Mi-a zis așa, femeia aceasta, când a văzut că fratele meu, din situația în care a fost, și-a revenit, a zis așa, există Dumnezeu. Există Dumnezeu. Și a spus, femeia asta s-a pocăit. La vreo jumătate de ani a făcut legământ, e botezată, merge la biserică, m-am întâlnit cu ea și mi-a povestit scena când o înțeles că există Dumnezeu și că e nevoie de o schimbare în viața ei. Și ce m-am gândit? Ce paradox. Există oameni care trăiesc miracole și tot nu se schimbă. Și în același timp există oameni care asistă uneori, da, la un anumit miracol, la un semn al lui Dumnezeu și e suficient pentru ei. Pentru că, dragii mei, există oameni care îl caută pe Dumnezeu, asta vreau să vă spun în încheiere și ce am subliniat. Îl caută numai pentru că vor o salvare de moment. Dar fără de schimbare, dragii mei, nu va fi la niciun folos. În seara asta, Iisus Hristos, veste bună pe care vreau să vă dau, e că nu e în casa lui Simon, e în casa lui. Și Iisus Hristos în această seară îți spune ceea ce ai nevoie să auzi. Că El îți iartă păcatele. Dacă te prăbușești la picioarele Lui, dacă îți regresi păcatul, dacă vrei să începi un capitol nou în viața ta, El este aici să te schimbe. El nu e musafir. El e Domnul domnilor și este Împăratul împăraților. Și dragii mei, credem și nădăjduim că într-o zi vom sta la masă, că El vom avea părtășie. Dar nu există părtășie fără de prăbușire, fără de o pocăință reală. Astea sunt lucruri, dragii mei, prin care în mod paradoxal putem cunoaște pe Dumnezeu. Și dacă nu vă cer prea mult, haideți să ridicăm în picioare. Și vreau să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să venim într-o rugăciune în seara asta înaintea Domnului. Și să spui, Doamne, în această seară vreau să vii în viața mea, nu ca un salvator dintr-un context, dintr-o conjunctură a vieții mele. Aș vrea în seara asta să vii, Doamne, să-mi schimb viața. Doamne, sunt lucruri pe care trebuie să le schimb și nu te chem ca musafir, pentru că Tu nu ești musafir. Eu vreau să te chem în seara asta ca Domn și vreau să domnești în viața mea. Și vreau să trăiesc, Doamne, după voia Ta. Voia Ta, nu voia mea. Apostolul Pavel spune și orice gând îl fac, rob ascultării de Dumnezeu, pentru că e Domn. Doamne, nu vreau să-mi spui ce vreau eu sau nu vreau, Doamne, să-mi spui dorințele mele, ci vreau să-mi vorbești după nevoile mele. Dacă cea mai mare nevoie a ta în seara asta e nevoie, ascultă-mă, de iertare, El este aici să te ierte. Dacă cea mai mare nevoie a ta este nevoie de eliberare, Dumnezeu este aici să libereze, pentru că este Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Are putere! Dar Iisus Hristos, dragii mei, vrea să vii la masă cu El. Dar vedeți dumneavoastră, nu ca Simon și ca prietenul lui care și-au pus coatele pe masă, crezând că poți să stea de la egal la egal cu Iisus. El e Domn. Și totul începe în relația cu El, prin a te prăbuși la picioarele Lui, precum Apostolul Pavel, pe drumul Damascului, precum atâția oameni care L-au cunoscut pe Domnul. Întâlnirea cu Hristos, înainte să se ridice, te prăbușește. E copleșitor, e ceva total diferit, pentru că, dragii mei, nu există schimbare fără prăbușire, nu există pocăință, părtășie, fără dimensiunea regretului,
fără dimensiunea renunțării la păcat. El este aici pentru că a murit pentru tine. El este aici pentru că ți-a plătit și vrea să-ți plătească datoriile. El este aici pentru că vrea să schimbe. El este Emanuel și este cu noi și a venit pentru noi. Acum, vino la El, nu cu iluzii, pentru că ai înțeles cine este. Vino la El și ceri în mod cert ceea ce ai nevoie. Și roagă-te specific și vreau să ne rugăm specific înaintea Lui în seara aceasta. Haideți să ne rugăm, Domnul.